Figura 2.4 este probabil cea mai revelatoare. Presupunând că nu ești descendent regal, probabil că nu trebuie să te uiți prea mult în urmă în arborele tău genealogic ca să găsești vieți definite de greutăți și supraviețuire. Până în anii 50, majoritatea oamenilor de pe această planetă își duceau existența în condiții de sărăcie extremă, definită drept traiul cu mai puțin de $2 pe zi, ajustat la inflație. În anii 80, 44% din populația lumii încă se mai încadra în definiția sărăciei extreme. Acum, doar cu 4 decenii mai târziu, mai puțin de 10% din populația lumii trăiește în condiții atât de cumplite. Ce s-a întâmplat? Dezvoltarea tehnologică și creșterea economică au tras sute de milioane de oameni în clasa de mijloc. Vrei și mai multe vești bune? Banca Mondială estimează că putem scăpa complet de sărăcia extremă în decurs de 20 de ani. În cele din urmă, educația e marele egalizator. Dacă familiile se concentrează pe supraviețuire, copiii trebuie adesea să renunțe de vreme la școală ca să muncească. Copiii forțați să stivuiască cărămizi, să aibă grijă de animale și să care gălezi grele cu apă în fiecare zi cu orele, încep să vadă educația ca pe un lux de neatins. Dar dacă forțele economice preiau controlul, copiii pot fi eliberați de sarcinile de supraviețuire și pot petrece mai mult timp la școală. Cu cât reușesc să rămână mai mult la școală, cu atât au mai multe șanse să-și dezvolte asamblu de abilități necesare pentru a-și depăși condiția și pentru a urmări noi oportunități. Educația le permite să obțină un loc de muncă mai bun, să câștige mai mulți bani, să-și trimită proprii copii la școală, să pună capăt ciclului sărăciei în familia lor, odată pentru totdeauna. Corul haosului. Așadar, cu toate veștile bune, de ce nu mi se pare că facem progrese? De ce nu mi se pare că notăm împotriva unor valuri tumultoase? În mare parte, cred că putem mulțumi știrilor pentru asta. Creierul tău are o funcție principală, supraviețuirea. E conceput să se concentreze pe ce e greșit, periculos și îți amenință modul de viață. Producătorii de știri știu acest lucru și te fac dependent de ei cu un flux constant de teamă, crize, numărători inverse și suspans. Pentru a câștiga telespectatori, emisiunile deseori supra-dramatizează evenimentele. Multe sunt ambalate în povești cu un slogan și o poveste în trei părți. Deseori sunt însoțite de ceea ce scenariștii numesc, aici se pune ceasul la gât. La fel cum un film va crea tensiune și senzația de urgență printr-un ceas care ticăie, dacă Sandra Bullock nu ajunge la stația spațială în 90 de minute, va fi lovită de deșeurile spațiale și va muri. La fel face și presa cu multe știri cărora le adaugă un ceas în colțul din dreapta jos a ecranului. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Atunci când prezintă știri despre finanțe și economie, mass media utilizează aceleași tactici. Gândește-te la termeni precum sechestru și prăpastie fiscală. Sunt folosiți pentru a invoca sentimentul de pericol în știri care nu sunt nici de cum de viață și de moarte. Ca să-ți dau un exemplu recent, amintește-ți numerătarea inversă pe minute. Serios, e nevoie să fie la minut? Spre limita plafonului datoriei pe anul 2019 în SUA. Ce s-a întâmplat atunci când ceasul a bătut zero? Politicienii au făcut un compromis, au fost semnate hârtii, iar plafonul datoriei a fost ridicat fără prea mult tamtam. În mod similar, se pare că, indiferent de direcția în care se îndreaptă piața, întotdeauna există un cor de fataliști vocal care domină canalele financiare. Desigur, nimic nou. Mass media financiară vinde temeri încă de la panica bancară din 1907. S-au scris multe cărți despre inexactitatea previziunilor financiare mai recente din mass media, cum ar fi stagflația anilor 70, crahul din 1987, bula tehnologică,
Asta a adus isteria la cu totul la nivel, însoțind dezvoltarea știrilor televizate 24 de ore din 24, criza din 2008, criza datorilor europene, plafonul datoriei din 2019 și lista poate continua. Așadar, cu ce rămânem într-o asemenea manie? Investitorii se panichează inutil și fac greșeli care ar fi putut fi prevenite. Multe planuri de pensionare au fost compromise atunci când investitorii au vândut totul și au încasat bani în timpul crizei financiare din 2008, al înghețului guvernamental și al discuțiilor despre plafonul datoriei. Acești vânzători au suferit pierderi permanente din cauza lipsei câștigurilor care au avut loc odată ce criza s-a atenuat. Cu alte cuvinte, au luat liftul în jos, au coborât din el și au ratat drumul înapoi sus, de obicei spre noi culmi. Și cum rămâne cu prețul plătit de sănătatea lor fizică? Investitorii sunt stresați puternic de discuțiile financiare din mass media. În Financial News and Client Stress, Dr. John Graham de la University of Georgia și Dr. Sonia Britt de la Kansas State University au arătat că nivelul de stres al unui individ crește substanțial în timp ce se uită la știri financiare, indiferent despre ce e vorba în acestea. Când piața se depreciază, oamenii se îngrijorează cu privire la conturile lor. Când piața se apreciază, se supără că nu sunt poziționați mai agresiv. De fapt, 67% dintre persoanele care urmăresc știrile financiare au niveluri crescute de stres. Chiar și atunci când știrile sunt pozitive, 75% dintre oameni prezintă semne de stres crescut. Nu spun că nu există volatilitate reală și corecții ale pieței și vom discuta mai târziu cum să parcurgem acele perioade, dar să ne uităm la realitate. Fiecare piață în scădere sau a ursului din Statele Unite a făcut loc unei piețe în creștere sau a taurului. Fiecare contracție economică a făcut loc expansiunii economice. Când scriu aceste rânduri, investitorii se luptă cu o piață în scădere provocată de pandemie. Cu toate acestea, la fel ca în cazul tuturor piețelor în scădere din istorie, își va reveni complet și se va întoarce la traiectoria ei normală ascendentă. N-ai zice asta dacă te uiți la știri. O mare parte a problemei cu mass media financiară este că mulți oameni înțeleg greșit scopul existenței sale. Media înseamnă afaceri, iar acestea există pentru a face profit. Scopul principal al mass mediei nu este să informeze, ci să facă bani. Agențiile de presă fac bani prin vânzarea de reclame, iar canalele de știri pot ajunge să perceapă taxe mai mari pentru plasarea de publicitate dacă au rating ridicat. Din acest motiv, scopul principal al oricărei agenții de știri este să aibă cât mai mulți spectatori posibil, îi numesc ochi și să-i determine să rămână conectați la cât mai mult timp posibil. Pe scurt, calculul e ăsta. Mai mulți telespectatori, egal prețuri mai mari pentru publicitate, egal profit mai mare, egal acționari mai fericiți. Pe Water Channel, nimic nu aduce mai mulți telespectatori decât un uragan sau o tornadă. Dar, de cele mai multe ori, prognozamentul e destul de plictisitoare. Parțial înnorit, 30% șanse de ploaie, posibile furtuni. Aceste titluri nu atrag spectatori. În mod similar, adesea nu există prea multe de raportat în lumea știrilor financiare. Piața urcă, piața coboară, companiile devin accesibile publicului pentru o ofertă publică inițială. Nu-s chiar lucruri revoluționare. Pentru a face lucrurile interesante, mass media deseori coafează povești obișnuite despre scăderea dintr-o zi a pieței bursiere, făcându-le știri despre o criză financiară, însă de multe ori au doar un efect minim sau chiar zero asupra succesului pe termen lung al pieței, motiv pentru care figura 2.6 este una dintre preferatele mele. E intitulată, pe bună dreptate, Inovația umană e întotdeauna mai mare decât frica. În grafic vei observa că abia există suficient spațiu pentru a include toate titlurile crizelor, dacă ne uităm în urmă până în 1896. Și ce face piața?
ridică din numeri și continuă să înregistreze noi recorduri maxime, recompensând investitorii pe termen lung. Cui îi pasă? Deși e ușor să uităm asta uneori, o acțiune nu e un bilet de loterie, e proprietatea parțială a unei afaceri. Petru Lynch. Dacă o afacere merge bine, acțiunile o vor lua pe urma ei. Warren Buffett. Oamenii întreabă adesea, ce determină piața bursieră să urce sau să coboare? Unii sunt convinși că știu răspunsul, dar aproape întotdeauna se înșală. Investitorii enumera adesea unul dintre numeroasele motive de principalul motor al prețurilor acțiunilor. Șomaj, locuințe, politica economică, politica monetară, puterea dolarului, încrederea consumatorilor, vânzările cu amănuntul și ratele dobânzilor. Toate sunt numite frecvent. De fapt, bursei îi pasă de un singur lucru, mai presus de toate, de câștigurile anticipate, adică profiturile viitoare. Dacă firmele câștigă mai mulți bani, acțiunile lor devin mai valoroase, iar prețul acțiunilor crește în cele din urmă. Prețul acțiunilor pur și simplu reflectă puterea de câștig a unei companii. Restul e praf în ochi. Să presupunem că ai de gând să cumperi un magazin de sandvișuri. De ce anume îți pasă? Ca nou proprietar de afacere mică, cel mai important factor care te interesează îl reprezintă câștigurile anticipate. Dacă ai cumpărat magazinul, ai face asta deoarece crezi că profiturile obținute vor justifica prețul de achiziție cu o rentabilitate bună. Pentru a ajunge la această concluzie, te-ai uitat probabil la fiecare factor care ți-a putea afecta capacitatea de a face bani cu magazinul de sandvișuri. De exemplu, în cazul în care ratele dobânzii sunt scăzute, ai putea realiza plăți mai mici pentru un împrumut, făcând astfel magazinul mai profitabil. În acest caz, ratele dobânzilor contează numai pentru că ți afectează câștigurile anticipate. Prețurile materiilor prime vor conta probabil și ele, deoarece uleiul, brânza, șunca și pâinea sunt toate materii prime, ale căror prețul variază. În cazul în care prețul petrolului urcă, vei plăti mai mult pentru a-ți fi livrate produsele alimentare la magazin în fiecare zi. Creșterea costurilor la alimente va duce la creșterea cheltuielilor tale. În timp ce ratele scăzute ale dobânzii ți-ar putea crește contul de profit și pierderi, creșterea prețurilor la materiile prime ar putea să o reducă și ambele afectează câștigurile anticipate. Încrederea consumatorilor contează și ea deoarece, dacă aceștia cred că lumea lor financiară se prăbușește, vor renunța la sandvișul tău de 8 dolari și le vor face acasă copiilor un sandviș cu unt de arahide și jeleu. Așa va trage vânzările în jos, ceea ce reduce câștigurile. Ai prins ideea. Reține totuși. Cuvântul important aici este anticipat. Nimănui nu-i pasă de câștigurile de ieri. Să ne întoarcem la magazinul de sandvișuri pe care ai pus ochii. Vorbești cu proprietarul, îi analizezi situația financiară și vezi că a făcut 100.000 de dolari în fiecare an dintre cei trei, vânzând în jur de 20.000 de sandvișuri pe an. Pare destul de stabil, așa că te gândești să-i oferi 200.000 de dolari pentru afacere, știind că poți face 100.000 de dolari pe an odată ce plătești datoria pe care o faci pentru a cumpăra. Până în al treilea an vei fi pe profit, dar ești prea inteligent ca să iei de bune aceste vânzări. Observ că proprietarul a vândut 5.000 dintre sandvișurile sale în fiecare an unei corporații mari care tocmai a dat faliment. Dacă scoți aceste vânzări din ecuație, magazinul ar fi mult mai puțin profitabil și câștigurile anticipate ar fi mai mici decât cele estimate. În calitate de negociator priceput, nu vei mai oferi același preț pentru magazin. Ești concentrat pe singurul lucru care contează cu adevărat, câștigurile anticipate. Concluzia este următoarea. Toți ceilalți factori din economie contează doar pentru că oamenii care cumpără și vând acțiuni încearcă să determine modul în care schimbările diversilor indicatori, șomaj, ratele dobânzii,
vor afecta în cele din urmă câștigurile anticipate ale unei companii. Nimănui nu-i pasă cât de mult au câștigat în trecut companiile din domeniul sănătății. Oamenii vor să știe modul în care noile legi privind reforma sistemului de sănătate vor afecta câștigurile viitoare ale acestor companii. Nimănui nu-i pasă dacă Starbucks a făcut un milion sau un miliard de dolari anul trecut. Vor să știe dacă câștigurile lor vor fi afectate acum când McDonald's vinde cafea de specialitate. Nimănui nu-i pasă cât de mulți bani a făcut General Dynamics în trecut vânzând guvernului echipamente militare. Lumea vrea să știe dacă se vor prelungi conflictele militare mondiale, conducând la vânzări viitoare. De aceea, atunci când în 2008 piața din SUA era în continuă scădere, investitorii au cumpărat acțiuni Walmart. Ideea a fost că la Walmart câștigurile anticipate vor crește pe măsură ce consumatorii strâng cureaua și caută să cumpere totul cât mai ieftin posibil. Același raționament a condus la scăderea prețului acțiunilor Nord Stream. Acțiunile McDonald's au rezistat relativ bine, deoarece investitorii și-au dat seama că consumatorii vor dori să mănânce ieftin. Aceeași logică a coborât prețul acțiunilor restaurantelor de prestigiu, cum ar fi Cheesecake Factory. Și, desigur, companiile care vând alcool s-au descurcat foarte bine pentru că oamenii tind să bea atunci când sunt deprimați și când sunt fericiți, motiv pentru care se consideră că alcoolul rezistă la recesiune. Altă informație interesantă? În ansamblu, piața bursieră tinde să se ducă în sus cu mult înainte de a se termina o recesiune. Pieții nu-i pasă ce se întâmplă astăzi. Ea anticipează câștigurile companiilor. Dacă piața bursieră scade, e pentru că investitorii cred că vor scădea câștigurile viitoare. În cazul în care piața urcă, e pentru că investitorii cred că se schimbă climatul economic și asta permite companiilor să devină mai profitabile. Desigur, atât de multe variabile intră în calculul câștigurilor anticipate, încât piața nu are întotdeauna dreptate pe termen scurt, deși are aproape întotdeauna dreptate pe termen lung. De exemplu, poți cumpăra magazinul de sandvișuri perfect în condiții perfecte și poți avea o grămadă de aspecte neprevăzute care să-ți deturneze profiturile, cum ar fi creșterea criminalității în zonă, lucrări neplanificate la rețeaua de drumuri care blochează accesul la magazinul tău sau o nouă dietă la modă care interzice consumul de pâine. La fel cum putem avea un mediu economic aproape perfect, apoi cineva zboară cu avionul într-o clădire și întoarce totul cu sus în jos peste noapte. Cu toate acestea, spre deosebire de magazinul tău de sandvișuri, care își poate pierde toată valoarea, piața bursieră în sine e rezilientă. De-a lungul istoriei, indiferent cât de rele au apărut lucrurile, companiile de top din SUA, S&P 500, au găsit în cele din urmă o modalitate nu numai de a face bani, ci chiar de a face mai mulți bani decât înainte. Și ca întotdeauna, piața bursieră continuă să se țină după câștiguri. Încotro ne îndreptăm. Părerea mea și a multor experți este că cele mai multe vremuri ale omenirii abia ne așteaptă. Așa cum am văzut deja în acest capitol, omenirii merge cu siguranță din ce în ce mai bine. Din motivul ăsta, acum ar putea fi unul dintre cele mai bune momente din istorie pentru investiții. Progresul uman e o forță de neoprit. Viitorul nostru nu e liniar, ci exponențial. Un exemplu elocvent. În 1975, un inginer în vârstă de 24 de ani, pe nume Steven Sison, a dezvoltat prima cameră digitală autonomă din lume pe când lucra la compania Kodak. Camera cântărea 3,6 kg și avea nevoie de 23 de secunde pentru a face o fotografie de 0,01 megapixel care putea fi vizualizată doar pe un televizor mare. Șefii n-au fost impresionați. Erau convinși că nimeni n-ar fi vrut să se uite la televizor la fotografiile pe care le-a făcut, a declarat Sison pentru The New York Times.
Inginerul a perseverat și în fiecare an rezoluția fotografiilor sale s-a dublat. Neclaritatea a devenit ceva mai puțin clară. Dar tot nu i-a impresionat pe director, care nu reușeau să înțeleagă puterea de compunere. Dublează ceva de 10 ori și de 1000 de ori mai bine. Dublează-l de 20 de ori și e de 1 milion mai bine. Dublează-l de 30 de ori și e de 1 miliard de ori mai bine. Așa funcționează tehnologia. Așa se face că, acum, fotografiile făcute cu iPhone-ul său concurează cu ale unui fotograf profesionist. După ce Cezanne a inventat tehnologia digitală, au mai trecut 18 ani până ce Kodak a făcut trecerea de la film la digital. Dar era deja prea târziu. Companii precum Sony și Apple au fost mai rapide în adaptarea tehnologiei și s-au detașat în fața concurenței. Restul e istorie. În prezent, ne aflăm într-un punct de cotitură al multor tehnologii transformatoare exponențiale. Pentru necunoscători, pot părea echivalentul unei fotografii din stadiul digital incipient, dar te asigur că ele schimbă regulile jocului pentru investitori și, de fapt, pentru toată omenirea. De exemplu, am învățat mai multe despre corpul uman în ultimii 20 de ani decât în toată istoria omenirii la un loc. Această cunoaștere e transpusă în progrese spectaculoase, în dezvoltarea unor instrumente pentru a lupta împotriva răspândirii bolilor și în reinventarea radicală a domeniului sănătății. Progresele în editarea genetică arată potențialul de a elimina transmiterea unor boli precum malaria, ceea ce ar salva cele 1 milion de vieți pierdute inutil în fiecare an, majoritatea copii, și ar preveni peste 300 de milioane de infectări suplimentare. Progrese similare în domeniul cercetării celulelor STEM alimentează medicina regenerativă, permițându-le medicilor să-și folosească, atunci când e necesar, propriul material genetic pentru a-ți reconstrui organele bolnave sau deteriorate, oferind potențialul de a extinde considerabil lungimea și calitatea vieții. Inovațiile extraordinare îmbunătățesc de asemenea modul în care lumea are acces la alimente și apă, reducându-ne în același timp amprenta ecologică. Americanii consumă 11,8 miliarde de kilograme de carne pe an. O vacă consumă aproximativ 36.740 de litri de apă, iar bovinele produc 15% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Efectivele de animale ocupă aproape 80% din terenurile agricole la nivel mondial, dar produc mai puțin de 20% din aportul mondial de calorii. Oricât de mult îmi place o friptură bună, e ușor de văzut că modelul nostru actual este nesustenabil atât economic cât și din punct de vedere al mediului, în satisfacerea nevoilor celor 7 miliarde de oameni, valoare demografică în creștere, care populează planeta. Companiile deja dezvoltă carne obținută în laborator. Specialiștii în marketing sunt cu siguranță în căutarea unui nume mai potrivit, care va permite crearea unei cantități nelimitate de bucăți delicioase de carne optim hrănitoare, cu textură perfectă obținută din doar o bucățică din sursa originală. Posibilitatea unui lanț alimentar durabil și cu suferință minimă este aproape. Inovații similare se ivesc pe piața alimentelor proaspete. În multe cazuri, fructele și legumele furnizate supermarketurilor și restaurantelor locale din apropierea ta au călătorit sute, dacă nu mii de kilometri, pentru a ajunge în cele din urmă în farfuria ta. Se estimează că aproape jumătate din costul unei mese la restaurant e dat de transportul alimentelor. Imaginează-ți posibilitatea ca nevoia de produse proaspete a comunității în care trăiești să fie împlinită pe plan local pe tot parcursul anului, chiar și în locul cum ar fi Anchorage sau Albuquerque. Avem mereu la dispoziție produse de sezon. Companiile transpun acest lucru în practică prin noile tehnologii care permit ca 12 hectare de alimente să fie cultivate într-un depozit închis complet autonom,
rezistent la schimbările climatice, care se întinde pe numai 0,4 hectare. Și nu doar acestea. Aceste ferme folosesc doar 5% din apa utilizată în mod natural pentru creșterea culturilor. Tehnologia aceasta înseamnă mai mult decât simpla furnizare a varietății și a confortului în lumea dezvoltată. Aceste tipuri de inovații au aplicații extraordinare în deficitul de alimente la nivel mondial, în special în zonele cu climă dură, unde agricultura tradițională este o provocare. Deficitul alimentar nu e singura amenințare cu care se confruntă o mare parte a lumii în prezent. În ciuda progreselor semnificative, peste 1 miliard de oameni încă nu au acces la apă potabilă, iar milioane mor în fiecare an din cauza bolilor transmise prin consumul de apă. Accesul la apa potabilă se propagă asupra tuturor aspectelor vieții. Apa potabilă înseamnă sănătate mai bună, timp pentru educație și timp pentru alte activități. Numai în Africa, femeile petrec 40 de miliarde de ore pe an mergând să aducă apă în casă. Imaginează-ți productivitatea crescută dacă apa potabilă s-ar afla la 4 minute distanță și nu la 4 ore. Companiile caută să revoluționeze accesul la apă prin eliminarea necesității tradiționale de a săpa fântâni sau de a îmbunătăți sistemele de filtrare, căută mai degrabă să folosească vaporii de apă prezenți în aer. În prezent, există tehnologia necesară pentru a extrage peste 1670 de litri de apă în fiecare zi din aerul care ne înconjoară. Și ce se întâmplă atunci când oamenii au apă? Sunt liberi. Liberi să meargă la școală, să-și găsească de lucru, să folosească o toaletă cu apă, să deschidă o afacere, scutiți de boli și decese care pot fi prevenite. Și liberi să contribuie la economia globală, ceea ce duce la creșterea productivității și a bogăției pentru toți. S-a discutat mult despre viteza tot mai mare a comunicării prin date mobile, reclamele prin tehnologia 5G, apărând în toată țara. Aceste rețele noi permit viteză wireless pentru dispozitivele portabile, mai rapide decât tehnologiile DSL sau cele prin cablu la care sunt conectate locuințele ori birourile. Impactul acestei tehnologii e mult mai mare decât streamingul de episoade clasice din Friends în timp ce ești în vacanță. Continente întregi vor avea uneori pentru prima dată acces imediat și rapid la internet și la tot ce are el de oferit. Copiii vor avea acces la informații și resurse educaționale mai rapid ca oricând. Antreprenorii vor avea acces la piață și la instrumentele digitale care vor elimina barierele din calea aderării la piața mondială. Iar aceste viteze mari vor permite proliferarea de noi tehnologii, cum ar fi realitatea augmentară, realitatea virtuală, streaming 4K și altele. Vor permite, de asemenea, răspândirea pe scară largă a inteligenței artificiale, IA, și folosirea promițătoare a învățăturii automate pentru a ne îmbunătăți viața. CEO-ul Google, Sundar Pichai, spune că IA este unul dintre cele mai importante lucruri la care lucrează omenirea. E ceva mai important decât dezvoltarea electricității sau a focului. Chiar acum trăim într-o perioadă de science fiction devenită realitate. Ia în considerare ce ar gândi faimosul scriitor de science fiction Jules Verne. În anii 1800 a imaginat submarine, televiziuni de știri, pânze solare, module lunare, scris pe cer, videoconferințe, arme cu electroșocuri și aeronave care aterizează pe ocean. Toate fiind astăzi realitate. Acestea sunt doar câteva frânturi din viitorul incredibil și exponențial care se află în fața noastră. O serie de alte tehnologii, cum ar fi robotica, automobilele autonome, dronele de pasageri, imprimarea 3D și blockchain-ul, sunt la fel de importante. Ideea e că viitorul care ne așteaptă pe noi și pe copiii noștri e extraordinar. Inovația n-a avut loc atât de rapid niciodată în istoria umană.
Dacă vrei să citești mai multe despre aceste subiecte, îți recomand Abundance de Peter Diamandis și The Rational Optimist de Matt Ridley. În acest moment s-ar putea să te întrebi, ce legătură au toate aceste inovații cu independența mea financiară? Răspunsul e totul. Amintește-ți, de ce ține piața cont? De câștigurile anticipate. Se estimează că 1,2 miliarde de persoane trăiesc din sărăcie și trec în clasa de mijloc. Aproximativ 3 miliarde de persoane care nu sunt încă online vor avea în curând acces la internet de mare viteză și la tot ce are el de oferit. Suntem pe punctul de a avea un val uriaș de noi consumatori care intră pe piață. Vor vrea să cumpere iPhone-uri, să poarte încălțăminte Nike, să mănânce la McDonald's, să cumpere de la Gap, să achiziționeze un Volkswagen, să posteze pe Instagram, să urmărească filme și seriale pe Netflix, să folosească Uber. Vor vrea produse servicii de la companii care nu există încă. Următorul Google, următorul Apple și următorul Facebook încă așteaptă să fie dezvoltate pentru a trasa cursul dezvoltării umane. Când te gândești la aceste tendințe demografice uimitoare și le combini cu tehnologiile exponențiale enumerate în acest capitol, ajungi la ceea ce eu consider unul dintre cele mai bune momente din istorie pentru a fi un investitor pe termen lung și diversificat la nivel global. Nu va trebui să alegi orbește companiile cu speranța de a investi în următorul startup care să valoreze miliarde de dolari, adesea numit unicorn de către investitori. Poți deține o parte din toate companiile de top care se ridică firesc la vârf. Vom discuta mai multe despre asta mai târziu. Ce nu poți face e să-ți permiți să fii paralizată de o falsă teamă de viitor. Acest lucru nu va folosi nimănui, mai ales ție. Așadar, să începem călătoria și să stabilim cursul căi tale către independența financiară. Lasă entuziasmul viitorului să te anime. Capitolul 2. Forța propulsoare din spatele fiecărei decizii, de Tony Robbins. Mintea are voință proprie, vechi proverb. Un bun prieten, să-i spunem Jason, mi-a dat permisiunea de a spune povestea lui cu suișuri și coborâșuri, în speranța că îți va fi de folos. Să-i dăm drumul. Jason a fost și este un om incredibil de inteligent. La începutul anilor 2000 a dezvoltat de la zero o afacere de mare succes în publicitate. Era foarte mândru de ce a creat și, ca lider al companiei, știa foarte clar care îi e viziunea și care îi sunt capacitățile. Cu alte cuvinte, a avut o certitudine extraordinară în calitate de capitan al navei, iar echipa sa avea mare încredere în el. În 2004, Jason și-a vândut afacerea pentru aproximativ 125 de milioane de dolari, o validare a perspicacității și abilităților sale în afaceri. Avea doar 40 de ani. Desigur, devenise extrem de bogat, dar vânzarea a fost mult mai semnificativă pentru Jason. Zdrobise concurența, trecuse linia de sosire și își dovedise sieși și oricui altcuiva că e într-adevăr persoana pe care și-o crease. La scurt timp după aceea s-a mutat din New York în Las Vegas, un oraș pe măsura unui tânăr mega milionar. Oriunde mergea, era întâmpinat cu pompă și simțea că s-a ajuns. Nu după multe vreme, mâncărimea antreprenorială a lui Jason l-a îndemnat să își încerce mâna în imobiliare. Dar în loc să cumpere, să renoveze și apoi să vândă cu profit câteva case, Jason a decis să facă un pariu riscant să ridice nu unul, nu două, ci trei turnuri de apartamente de lux foarte bine plasate. În mintea lui nu conta faptul că nu are experiență în imobiliare. Era un mogul, iar mogulii au întotdeauna succes, nu-i așa? În decurs de 12 luni, construcția era în plină desfășurare, iar apartamentele se vindeau rapid, fără depozit prealabil. Petreceri de lansare extravagante au adus celebrități de primă clasă care plăteau milioane pentru a cumpăra penthouse-uri. Iar anul 2006,
iar economia era în plină expansiune, la fel ca valoarea netă a lui Jason, care a crescut la aproximativ 800 de milioane de dolari. Pe hârtie. Jason și cu mine ne-am întâlnit din întâmplare la unul dintre evenimentele mele. Îmi amintesc că l-am luat deoparte pentru o discuție serioasă și l-am rugat să diversifice investiția și să ia măsuri pentru a se proteja. Din păcate, era mai puțin interesat să mă asculte și voia mai degrabă să-mi vândă un apartament a cărui valoare doar va crește. Retrage-te un pic, ia câteva jetoane de pe masă, economisește pentru vremuri mai rele, nu juca totul pe o singură carte. Rămăsesem fără analogii și Jason nu vrea să mă asculte. Era clar că i-a mețit, nu de alcool sau droguri, ci de nevoi emoționale. Se simțea blindat. Era omul care se apropia tot mai mult de un miliard de dolari, o piatră de hotar stratosferică, linia de sosire supremă. Fiecare zi e plină de un entuziasm incredibil, noi alegeri, noi experiențe, noi relații la vârf, noi vânzări, noi oportunități de creștere și extindere, mi-a explicat el. Probabil că bănuiești finalul acestei povești. Criza financiară din 2008 a decimat piața imobiliară din Las Vegas mai mult decât în orice alt oraș din Statele Unite. Până în 2010, 65% dintre locuințe valorau mai puțin decât datorau. Era o scufundare de proporții titanice. Marea recesiune a alungat aproape toți cumpărătorii lui Jason, lăsându-l cu turnuri goale în construcție. Valora minus 500 de milioane de dolari. Exact. Datora aproximativ o jumătate de miliard de dolari diferitelor bănci care îi dădeau acum târcoale ca niște rechini turbați. Îți împărtășesc această poveste nu doar pentru că e o anecdotă dureroasă cu privire la importanța diversificării. Există o mulțime de pilde ca asta. Mai important e că este o poveste despre modul în care funcționează creierul și despre cum nevoile emoționale ne pot scoate de pe calea înțelepciunii, calea către independență financiară.